Cu siguranță și tu te întrebi ce se întâmplă cu varianta Delta în România. Vezi că deja multe țări europene iau măsuri pentru prevenirea răspândirii acestei tulpini, mult mai contagioase. Despre valul 4 al pandemiei, dar și alte detalii privind imunizarea de la noi din țară, discut acum cu Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Domnule Gheorghiță, bună ziua! Bună ziua! Cum arată valul 4 la noi în țară? A venit? Urmează să vină? Este cât se poate de evident că avem o creștere a numărului de cazuri, aceasta este certitudinea și nu se prefigurează că în perioada următoare trendul va fi schimbat. Practic ne așteptăm să crească numărul de cazuri pe măsură ce evident există o interacțiune crescută între persoane, pe măsură ce nu se mai respectă în marea parte a situațiilor și cred că este vizibil pentru toată lumea măsurile de prevenție, cele obișnuite sunt respectate doar într-o mică măsură. Este perioada de concedii, oamenii circulă foarte mult și atunci, bineînțeles, odată cu revenirea în țară, cu revenirea la activitățile obișnuite de zi cu zi, cu începerea universităților, cu începerea învățământului, riscul de îmbolnăvire este mult mai mare și ca atare ne așteptăm să avem o creștere importantă a numărului de cazuri. Și asta și pe fondul creșterii și răspândirii infecțiilor cu varianta virală Delta. Cât de răspândită este această variantă, domnule Gheorghiță? Care e ponderea ei în numărul de îmbolnăviri zilnice? Pot să vă spun că în ultimele 9 săptămâni, din toate secvențierile efectuate care au avut ca rezultat variante virale de îngrijorare, s-a observat o creștere a acestei ponderi de aproape 9 ori. Doar în ultima săptămână s-a înregistrat o dublare a ponderii cazurilor pozitive cu variantă Delta, raportat la numărul total al cazurilor infectate cu variante virale de îngrijorare. În acest fel, în ultima săptămână, practic, din toate secvențierile efectuate, din cele 151 de secvențieri, 135 au fost pozitive pentru varianta Delta. Ori asta înseamnă o rată 29% a rezultatelor pozitive pentru Delta. Fiind vorba de un număr mic de cazuri la nivel național, și aici vorbim de între 200 și 300 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 raportate în săptămâna aceasta, este greu de spus dacă varianta Delta este dominantă, dar cu siguranță că are acest potențial prin avantajele pe care le-a dobândit ca urmare a mutațiilor. Este înalt transmisibilă această variantă, are și capacitatea parțială de a scăpa de sub acțiunea neutralizantă a anticorpilor după boală și după vaccinare și din acest punct de vedere, evident că tulpina Delta este clar că va deveni dominantă și în România în perioada următoare. Pe noi ne interesează să nu avem o creștere exponențială a numărului de cazuri, să avem o creștere lentă și dacă vă aduceți aminte din primul val al pandemiei, toată lumea vorbea de aplatizarea curbei. Același obiectiv îl avem și acum și anume să nu avem o curbă ascendentă rapidă a cazurilor și să ținem situația epidemiologică sub control. Și probabil să accelerăm și campania de vaccinare la noi în țară. Media numărului de vaccinat zilnic a scăzut undeva spre 15.000 de oameni. E mult? E puțin? Este evident că avem nevoie de un număr mai mare de persoane care să se vaccineze în perioada următoare. Acesta este ritmul actual. Vorbim de circa 15.000 de persoane, doza 1 și doza 2 care se vaccinează în fiecare zi. Noi ne așteptăm ca în perioada săptămânilor următoare numărul celor care își doresc să se vaccineze să crească și în felul acesta să reușim să avem o protecție mai mare la nivelul comunităților, la nivelul fiecărui județ, la nivelul fiecărei localități, pentru că spre deosebire de valurile precedente, acum avem niște mijloace la îndemână, mijloace eficiente, sigure, prin care noi putem să reducem riscul de îmbolnăvire și riscul de a ajunge în final la spital și de a avea o formă gravă de boală. Și acest mijloc rămâne și este vaccinarea categoric. Tocmai de aceea cred că avem nevoie mai mult ca niciodată de solidaritate și de responsabilitate civică. Trebuie să ne protejăm unii pe alții, pentru că în felul acesta putem să ținem sub control pandemia și cred că putem face asta, dar depinde de decizia fiecăruia dintre noi. Și atunci mesajele sunt simple, să ne informăm din surse sigure, din surse validate științific, să avem încredere în autorități și în recomandările medicilor,
să ne vaccinăm și să respectăm măsurile de prevenție, cele deja cunoscute, mască, igienă, distanțare fizică. În câteva țări se vorbește deja și despre a treia doză de vaccin. Considerați că e necesară și la noi? Da, aceste discuții le avem și noi. Sunt discuții avansate din acest punct de vedere. Știți că se vorbește inclusiv în România de o posibilitate tot mai mare ca din a doua parte a lunii septembrie să putem oferi posibilitatea de a administra cea de a treia doză în mod deosebit persoanelor vulnerabile, și anume cei care au risc să facă forme severe de boală în ciuda faptului că au fost vaccinați, cum sunt persoanele imunodeprimate, care au o probabilitate mai redusă de a dezvolta un nivel crescut al răspunsului imun protector, la care se vor adăuga persoanele care au și alte afecțiuni cronice, precum și cei care, prin natura profesiei, au un risc crescut de îmbolnăvire, și aici vorbim de personalul medical, pentru că siguranța pacientului este foarte importantă și asigurarea unui corp medical cât mai performant și menținerea integrității personalului medical în fața valului 4 este foarte important. Rând pe rând vor intra celelalte categorii care au fost prioritizate în campania de vaccinare. Practic vom avea o abordare în oglindă față de ceea ce s-a întâmplat în prima parte a campaniei de vaccinare. Încă o întrebare, domnule Gheorghiță, ați văzut ce se întâmplă în Franța, unde se discută despre acel Green Pass. Considerați oportună introducerea acestuia și la noi în țară? Este prematur să vorbim de acest tip de abordare. Eu rămân la părerea că informarea medicală este cea mai importantă măsură prin care noi putem să creștem nivelul de conștientizare în rândul cetățenilor vis-a-vis de importanța vaccinării și de importanța respectării măsurilor de prevenție. Trebuie să înțelegem că măsurile restrictive, testarea, sunt măsuri cu caracter temporar. Nu ne pot asigura o stabilitate epidemiologică pe termen mediu și pe termen lung. Pentru a avea această stabilitate, pentru a putea, până la urmă, nu putem să trăim la nesfârșit în izolare, cu restricții, nu putem să trăim la nesfârșit cu teama că ne îmbolnăvim și că ajungem la spital. Avem la îndemână vaccinarea, se dovedește și s-a dovedit eficient, este o măsură sigură. Trebuie să înțelegem că este singura cale prin care noi putem, până la urmă, să ne vedem liniștiți de viața noastră, să ne întâlnim cu prietenii, cu rudele, să ne întâlnim cu colegii, fără să mai stăm cu teama că îi îmbolnăvim pe alții care pot să aibă o evoluție nefavorabilă. Toate aceste lucruri sunt în momentul de față deja stabilite, sunt dovezi în acest sens, sunt peste 4 miliarde de doze administrate la nivel global, la nivel mondial. Nu mai putem invoca motivele legate de siguranță, de teama de reacții adverse, pentru că este deja definit profilul reacțiilor adverse, nu se mai așteaptă nimeni ca de aici înainte să mai apară alte semnale de siguranță care să schimbe încrederea oamenilor în vaccinare. Deci, ca atare, cred că lucrurile sunt cumva stabilite. De altfel, Pfizer urmează să și obțină autorizarea definitivă, nu autorizarea condiționată, pentru vaccinul pe care îl folosim de atâtea luni bune. Lucrurile intră pe o situație absolut normală și cred că trebuie să înțelegem că e nevoie acum să ne vaccinăm, tocmai pentru a evita un val mare de îmbolnăviri în perioada următoare.